Săptămâna aceasta, în timp ce călătoream cu mașina, am ascultat o predică despre Solus Christus. Nu o să predic, predica aia pe care am ascultat-o nu obișnuiesc, dar în introducerea predicii, Steve Lawson spunea că cele cinci sola ale reformei pot fi prezentate vizual printr-un templu. Am încercat chiar săptămâna asta să fac teologie vizuală, așa, pe tabletă și să fac un filmuleț pentru cei care pot să vadă lucrul acesta. La baza templului este sola Scriptura, că de acolo extragem toată învățătura, da? Numai Scriptura, de pe această temelie ne zidim, ne construim, ne extragem din această temelie învățătura despre mântuire. Apoi urmează trei stâlpi ale acestui templu al mântuirii, că despre asta este vorba. Primul stâlp este harul, al doilea stâlp este credința și al treilea stâlp este Hristos. Foarte simplu, prin har ați fost mântuiți prin credință. Credință în cine? În Hristos, da? Sunt trei stâlpi, har, credință, Hristos. Iar acoperișul sau partea de sus a templului este soli deo, gloria să fie doar a lui Dumnezeu. Cele cinci principii se leagă între ele foarte simplu, în felul următor. Această mântuire despre care noi vorbim se găsește doar în Scriptură. Când vorbim de sola Scriptura, noi vorbim de mesajul mântuirii. Scriptura este mesajul mântuirii, da? Ne arată felul în care Dumnezeu a vrut să ne vorbească despre mântuire. Apoi, cei trei stâlpi se leagă unul de celălalt și nu pot lipsi prin faptul că, de exemplu, când spunem că suntem mântuiți prin har, înseamnă că suntem mântuiți fără meritele noastre. Fără faptele noastre. Dar noi știm că noi nu putem să fim mântuiți pur și simplu. Asta înseamnă că harul necesită pe cineva care să-l producă, da? Și cel care ne dă harul este Domnul Iisus Hristos. În Scriptură găsim această expresie, harul Domnului Iisus. Când spui har, automat trebuie să ți se ducă mintea la Domnul Iisus Hristos. De asemenea, dacă nu este prin har, spune la un moment dat Apostolul Pavel, este prin credință. Credința este opusul faptei. Prin credință, nu prin fapte. Este opusul faptei credința, da? Și harul, Scriptura chiar vorbește despre faptul că nouă ni s-a dat harul să credem. Deci Domnul Iisus este acela care dă har și în harul acesta mântuirii Domnul Iisus Hristos ne dă și credința ca să primim harul și pe Domnul Iisus Hristos. Iar în final, doar mântuirea aceasta, doar varianta asta de mântuire este mântuirea care aduce glorie lui Dumnezeu. Doar mântuirea pe care o extragi din Scriptură, prin har, prin credință, prin Hristos, îi dă glorie lui Dumnezeu. Asta înseamnă că oricând umbli, ori la temelie, ori la vreunul dintre stâlpii ăștia și vrei să-i împopoțonezi, vrei să-i înfrumusețezi, sau vrei să adaugi un stâlp, sau vrei să înlocuiești un stâlp, poate harul, poate credința, poate la Hristos să mai pui așa o proptea, ceva. De fiecare dată când faci lucrul acesta, lovești în principiul gloriei lui Dumnezeu. Da? Adaugi la mântuire și automat când adaugi la mântuire, scoți din gloria lui Dumnezeu. Încerci să jefuiești gloria lui Dumnezeu și cred că ăsta este cel mai mare jaf care s-a făcut în toate timpurile. Oamenii au încercat să jefuiască gloria lui Dumnezeu și Dumnezeu spune foarte clar, mântuirea este a Domnului, iar El nu va împărți slava, nu va da din slava Lui nimănui. Și Dumnezeu și-a lăsat întotdeauna pe pământ o rămășiță de oameni care vor să proclame o mântuire care aduce glorie doar lui Dumnezeu. Că ei au fost mai mulți sau mai puțini de-a lungul timpurilor, asta nu face niciun fel de diferență. Acesta este templul mântuirii lui Dumnezeu, în care noi ne închinăm, în care noi am fost puși de către Dumnezeu și pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu. În această seară ne uităm la al patrulea principiu, Solus Christus. Solus Christus, numai Hristos, acesta a fost un principiu foarte puternic, foarte puternic susținut, argumentat de reformatori. De ce? De ce? Trebuie să înțelegeți ce înțelegeau catolicii prin mântuire, da? Reformatorii, în cea mai mare parte, ba chiar toți, au trăit într-o societate preponderent catolică. Când ei spuneau Solus Christus, la catolici li se ridica părul pe ei. Pentru că ei nu credeau în așa ceva. Ei negau Solus Christus. Cum? Și ascultați puțin ca să înțelegeți teologia catolică. În teologia catolică, în mod fundamental, biserica îl mediază pe Hristos. Deci oricare dintre dumneavoastră în biserica catolică nu poate să ajungă direct la Hristos. E foarte clar. În biserica catolică nu ajungi direct la Hristos. Tu te pui tu să te rogi Domnului Iisus Hristos. Nu există așa ceva.
Întotdeauna Hristos este mediat de biserică. Da? Chiar Biserica Catolică folosește expresia biserica este alt Hristos sau al doilea Hristos. Ea îl conține pe Hristos. Vrei să ajungi la Hristos? Trebuie să fii în biserică. Așa că pentru catolici, membralitatea în biserică, în Biserica Catolică, nu în orice biserică, membralitatea în biserică este fundamentală pentru mântuire. Nu ai mântuire în afara Bisericii Catolice. Nu există mântuire în afara Bisericii Catolice. Dar nu e suficient să fii membru Biserica Catolică ca să fii mântuit. Zici, ok, bine, mă fac membru Biserica Catolică, sunt mântuit. S-o crezi tu, ești departe de asta. Biserica Catolică îl conține pe Hristos și îl dă pe Hristos. Dar cum? Îl dă pe Hristos în primul rând la botez. Asta-i... Și noi credem că botezul este faza incipientă, da? Dumnezeu ne-a cercetat, ne-am pocăit, am crezut, suntem născuți din nou și intrăm în biserică prin botez. Da? Dar ei cred că botezul are trei roluri. În primul rând, botezul te spală de păcatul strămoșesc. Da? Asta este un lucru foarte important. Te spală de păcatul strămoșesc, de vina lui Adam. În al doilea rând, botezul te naște din nou. Ei cred în nașterea din nou prin botez. De asta toți care îți botezați, îți creștini, îți născuți din nou. Și în al treilea rând, botezul te bagă în biserică. Deci ăsta e primul mod în care tu primești harul lui Hristos. Hristos nu-ți dă el direct harul. Hristos este în biserică și biserica ți-l dă pe Hristos prima dată prin botez. După ce ai fost botezat, tu trebuie să te folosești de sacramentele bisericii. Deci tot prin biserică ți se dă harul. Dar cum? Prin botez și în al doilea rând prin sacramente. Printre multele sacramente, unul dintre harurile date bisericii catolice, zic ei, este harul hirotonisirii. Adică înseamnă că harul lui Dumnezeu prin biserică se dă prin preoți hirotonisiți. De ce? De la Petru, care e primul papă, zic ei, de la Roma, prin succesiunea apostolică, prin punerea mâinilor, prin harul hirotonisirii, harul s-a transmis până în zilele noastre. De asta, fratele Mihai și eu, din perspectiva lui, n-avem har. De ce? Că n-a venit unul de la apostolul Petru, da? Tot așa s-a dat prin succesiunea apostolică harul și unul cu har să ne dea nouă harul hirotonisirii și noi la rândul nostru să vă dăm vouă har. Da? De aceea în Biserica Catolică, pe lângă sau în aceste sacramente este harul hirotonisirii și doar preotul este acela care poate, care are cheile împărăției. Nu biserica are cheile împărăției, cum am învățat noi. Nu biserica leagă și dezleagă, ci preotul. Tu vii cu penitență, da? Îți faci toate canoanele pe care ți le dă preotul și preotul poate să-ți rostească ție ai păcatul cu tare sau păcatul cu tare iertat. Deci ești primești har la botez, primești har prin sacramente, șapte sacramente și primești printre cele șapte sacramente, o funcție importantă are preotul și penitența. El îți dă canoane, trebuie să ai o penitență, trebuie să faci anumite lucruri ca să primești harul lui Dumnezeu. Dar nu e suficient, tot nu ești mântuit. Tot nu ai siguranța mântuirii. Mai există ceva. Trebuie să faci fapte bune. Și ai făcut fapte bune. Cam asta ai putea să împarți în trei categorii. Botezul, sacramentele, printre care cele mai importante sau în cadrul ăsta al sacramentelor îi preotul care îți rostește harul și penitența, da? Luther a urât din toată ființa lui după aceea tot sistemul acesta de penitențe. Nu de indulgență, ajungem și la indulgență imediat. De penitență, da? Trebuia să te autoflagelezi, într-un fel să-ți faci ție rău, să te ia în frig, să te ia lipsit de mâncare, într-un fel ca să-și câștige cumva har, da? Este botezul, sunt sacramentele și sunt faptele bune. Știți ce? Tot n-ai siguranța mântuirii. Lucrul ăsta l-a exasperat pe Luther în teologia catolică. L-a exasperat la propriu. Orice ai fi făcut, conștiința păcătosului nu era liniștită. Pentru că el nu spunea, îți mântuit acum? Nu știm. Nu știm, fă fapte bune și ai vedea la urmă, nu știm. Noi nu putem să spunem că ești mântuit. Deci preotul îți dădea iertarea păcatelor, dar numai parțială nu putea spune, dom'le, gata, ai încheiat-o cu păcatul. Nu. Da? Deci Hristos îți este dat, cum spunem noi moldovenii, cu țârâita. Așa, puțintel. Ai murit. Ce se întâmplă cu tine dacă ai murit? Ești mântuit? Dacă ai făcut fapte bune? Dacă... Nu. Intri în purgatoriu. După moarte trebuie să înțelegeți trei nivele. După moarte se continuă mântuirea credinciosului. În trei nivele. Ai nivelul de jos, păcătosul care e în purgatoriu, care a făcut fapte bune, care a mers la preot, care a fost la mesă, la mesa catolică prin care el a mâncat la propriu trupul Domnului Iisus Hristos, fizic. Asta spun ei, da? A beneficiat de har prin sacramente, prin botez, el și-a făcut toate astea, dar acum e în purgatoriu. Și în purgatoriu are câteva miliarde de ani de ispășit păcatele pe care le-a făcut pe pământ și pe care n-a reușit să și le spele pe pământ. Ce se întâmplă? El e în purgatoriu, dar
fratele meu Iosif e pe pământ. Și el știe ce fel de om am fost. El nu știe dacă sunt mântuit sau nu, că nu i-a dat nimeni siguranța asta. Și la plesneală, iertați-mi expresia, la plesneală el încearcă să-mi scoată sufletul din purgatoriu sau să-mi câștige 1.000.000, 2 de ani, să-mi câștige mai puțin, să stau mai puțin în purgatoriu. Purgatoriu este locul în care ești curățit, spălat de păcatele tale, ești pedepsit, asta credincioșii, pedepsit ca să-și ispășească din pedeapsă. Dar cel care este pe pământ, ăsta e al doilea nivel. Eu sunt purgatoriu, e cineva drag de-a meu pe pământ și ăsta pe pământ poate să facă ceva pentru mine. Ce? Este al treilea nivel. E purgatoriu, pe pământ cineva, un prieten de-a tău, cineva din familie, există un tezaur de merite, așa o numesc ei, o comoară de merite. Unde e comoara asta? Comoara asta e în cer. Din ce e conținută comoara asta? Comoara asta este conținută din meritele Domnului Iisus Hristos, care a trăit o viață fără păcat și a murit pentru noi, din meritele numaicii Domnului, Fecioarei Maria, da, care ea s-a născut fără păcat după concepția lor, a trăit fără păcat și este înălțată la ceruri. Asta este concepția catolică despre Fecioara Maria. Ea are niște merite. A făcut atâtea fapte bune că ea n-are nevoie de ele. Și ce o să facă? Păi o să-mi da mie și lui fratele Ciupe. Nu mult. Dar are atât de multe fapte bune și de merite că cine se roagă pentru noi, noi suntem în purgatoriu, din meritele ei ne sunt transferate nouă și noi mai scăpăm de anumite păcate și de anumite pedepse, da? Meritele Domnului Iisus, meritele Maicii Domnului și meritele Sfinților. Trei categorii. Ăsta e tezaurul cu merite din ceruri. Dai tezaurul cu merite din ceruri, îi cineva pe pământ, care e viu la vremea respectivă, și sunt ăștia din purgatoriu. Ăsta de pe pământ, prin indulgențe, vii la mine. Vreau să câștig pentru străbunica. Bun. 100 de lei și scapă de... Dar aici ai pur și simplu la discreția lor. La un moment dat, pe vremea lui Luther, dacă suna banul acolo, te scotea și pe tine din purgatoriu așa, dinainte să ajungi acolo, da? Și păstrămoși tăi pe oricine, numai dă bani ca să construiască ce avea de construit acolo, da? Și îți dădea chitanță, îți dădea la propriu, îți dădea chitanță. Dom'le, ai dat, bun. Și te duceai acasă, spuneai, străbunica e salvată. Cum? Tu, de pe pământ, ai luat din meritele din cer și ai transferat pentru ăla din purgatoriu. Și îi scos sufletul din purgatoriu. Blanc, când s-a auzit bănuțul acolo în cutia milei, sufletul zbura din purgatoriu. O scăpat. Cam uneori mai greu, alteori mai ușor, depinde de păcate. Deci mântuirea în concepția catolică, poate am prezentat-o puțin mai fain așa, dar îi ironică. Deci la propriu, trebuie să o ironizez că asta nu e o mântuire din Sfânta Scriptură. Da? Începe pe pământ, este mediată total de biserică, de preoți, de penitență, prin botez și așa mai departe. Nu se sfârșește pe pământ, nici vorbă, ci continuă în viața de dincolo. Da? Asta, e, asta se întâmplă când abandonezi temelia templului, care este sola Scriptura. Când ai dat Scriptura la o parte, poți să inventezi ce porcării vrei tu. Ce porcării vrei tu. Atât, eu sunt urmașul lui Papa, eu vorbesc ex catedra, da? Când ai venit la mine te-am dat cu mir, când ai venit la mine mi-am pus mâine peste tine, când am venit la mine și m-am rugat eu pentru tine, când ai venit la mine și ți-am dat eu mesa catolică, ai primit har, pur și simplu. Păi cum? Eu sunt necredincios, nu contează, aia conține trupul Domnului. Har vine în tine, har vine în tine, da? Asta e concepția catolică. Pentru reformatori toate ideile astea au fost absolut oribile și le-au contestat, da? Complicat, nu mai știu dacă mai țineți minte ce v-am spus acum despre mântuirea în concepția catolică. La protestanți era simplu. Prin har, prin credință, prin Domnul Iisus. Ești mântuit. Ecuația e foarte simplă, da? Crezi în Domnul Iisus Hristos și pe baza meritelor sale, ești mântuit. Ei au urât la propriu adăugarea la persoana Domnului Iisus. Nu neapărat să fie biserica, dacă nu ești membru în biserică, nu ești mântuit. Neapărat să fie mesa catolică, altfel nu ești mântuit. Neapărat să fie un preot care are har, altfel nu ești mântuit. Neapărat să fie o penitența ta, altfel nu ești mântuit. În concepția catolică, toate păcatele pe care le făceai după botez nu spălate de Domnul Iisus Hristos, ci prin meritele acestea, prin harul care ți este dat ulterior. Și reformatorii au văzut la propriu bajocorirea a jertfei Domnului Iisus Hristos și a oficiului de mare preot. A suficienței jertfei Domnului Iisus Hristos, a exclusivității jertfei Domnului Iisus Hristos pentru mântuire. Și au atacat cu virulență lucrul acesta. Eu îi numesc pe evanghelicii noștri, în ghilimele de astăzi, neocatolici. Eu așa numesc neocatolici, nu-i mai numesc neoevanghelici, că nu vreau să-i slujesc, nu vreau să-i jignesc. De ce? Vreau să-i slujesc, nu vreau să-i jignesc. De ce? Pentru că neocatolicii de astăzi, evanghelici mă refer, da, e același lucru, neocatolicii noștri cred aceleași lucruri catolice despre mântuire. Am auzit de nenumărate ori
De nenumărate ori, spunându-se că ai păcatele șterse, doar Hristos îți iartă toate păcatele pe care le-ai făcut până la botez. Asta e luată din teologia catolică. Și foarte clar. Sau în momentul în care te duci la o evanghelizare și spune, pentru ei nu e suficient, el simte că lipsește ceva, popa ăla, neocatolic, evanghelic. E popă și ăla. El simte că lipsește ceva. Trebuie să-i cheme în față, dar nu să mai mulțumesc. Acum îi cheamă unde în față? Cum se cheamă? La altar îi cheamă. Auzi, domnule, că avem și noi altare acum. Îi cheamă la altar, dar nu e suficient că l-o chema la altar, în locul ăla al harului. Nu e suficient. Simte că el mai lipsește ceva. Nu e suficient să-l cheme la mântuire. Spune, pocăiește-te și crede. Nu e suficient nici că o ridica mâna, nici că o venit la altar și dacă o venit să stea în genunchi la altar. Nu e suficient. Trebuie să coboare el de la altar, preotul, și să se roage pentru el, să-și pună mâini. Să vină frații slujitori, să vină să-și pună mâinile peste ei. N-ați observat chestia asta? Deveni foarte frecvent. Și dacă e pe stadion. Și pentru mine e oribil la propriu. Îți baptiști, îți creștini pe evanghelist, pentecostal, nimeni nu zice nimica. Vin preoții neocatolici, evanghelici, baptiști sau pentecostali, și să ducă în față să-și pună mâinile peste ei. De ce? Pentru ce? Să se roage pentru ei ca să fie mântuiți. Domnule, dacă a crezut și s-a pocăit, este mântuit. Sau să-și pună mâinile peste ei ca să-i vindece. Auzi? Asta este teologie catolică. În esență, este același catolicism. Transferat într-un alt mod la evanghelici. Asta este. Numai că nu acceptă succesiunea apostolică de la catolici. Dar este exact același lucru. Și veți vedea cu trecerea timpului că bisericile evanghelice vor prelua tot mai multe concepte catolice și le vor aplica. Și le vor aplica în teologia lor. Și nu vei mai face diferența între teologia catolică și teologia evanghelică. De asta spun că astăzi avem de-a face cu neo-evanghelici. Da? Mântuire prin tot felul de lucruri. Da? Ideea este simplă. Dacă ai adăugat ceva lângă Domnul Iisus Hristos, ai pierdut mântuirea pe care o învață Sfânta Scriptură. Dacă adaugi botezul, vorbirea în limbi, și aici este o altă practică pe care am auzit că se mai întâmplă în unele locuri, că îți dă certificat de botez cu Duhul Sfânt. De ce îți dă certificat de botez cu Duhul Sfânt? Pentru siguranță. De asta îți dădea, dom'le, același lucru cu faptul că îți dădea un certificat al indulgențelor, în care îți spunea că ăla e mântuit. E ea, exact același lucru. Cine poate să-ți dea ție certificat că ești mântuit? Scris. Să dau certificate acum, aia pentru costale, să dau certificate acum la baptiști la ce eveniment? La botez. Îți dă certificat la botez. De ce îți dă certificat la botez? A, ni se pare, a, ce dacă îi dă certificat la botez? De ce să-i dea certificat la botez? Numai catolice dădeau. Noi după 500 de ani, noi suntem așa de rămași în urmă, după 500 de ani ne-am gândit, domnule, ceva frumos, îi dă o siguranță, domnule, am ăla. Să vezi, unii știți ce, să dau certificate? Pentru că ei oricum își scriau la începutul Sfintei Scripturi aici, botezat în anul cutare. M-am întors la Domnul în ziua cutare. El scrie acolo ziua botezului. Trebuia să fi întors înainte de ziua botezului la Domnul. Nu credeți? Da? Nevoie de certificate. Astea sunt indulgențele neocatolicilor de astăzi. Simt nevoia să adaugi ceva. Dacă ții sabatul, dacă ai vorbit în limbi, dacă faci parte din biserica noastră, și atunci, în ziua în care și-o pus mâine peste mine, nu știu ce o simți și ce o experimentat. Ăsta e neocatolicism. N-are nicio treabă cu Biblia. Fie foarte clar. În momentul în care adaugi ceva la persoana Domnului Iisus Hristos, ai pierdut mântuirea despre care vorbește Sfânta Scriptură. Așadar, principiul acesta, solus Christus, face referire în mod principal la mântuirea noastră. Noi credem că Iisus a fost învățător, credem că Iisus este un model pentru noi, credem că Iisus i-a fost și este vindecător, credem că este suveranul tuturor lucrurilor, credem că este judecător, creator și așa mai departe. Solus Christus, în concepția reformatorilor, a avut de-a face în primul rând cu cine este și ce a făcut Domnul Iisus pentru mântuirea noastră. Despre asta discutăm. Și iarăși aici se face confuzie. Ce treabă are să predici tu la evanghelizare despre vindecare? Ce treabă are să predici tu la evanghelizare când omul trebuie chemat să-și rezolve prima problemă și principala problemă din viața lui, adică că e dușmanul lui Dumnezeu? Ce treabă ai să-l chemi tu și să-i spui că Dumnezeu poate să-i vindece durerea de spate? N-are nicio treabă. Poate Hristos să-l vindece de durerea de spate? Da, poate, dar nu despre asta e vorba la evanghelizare. Poate Hristos să-i rezolve problemele lui financiare? Da, nu despre asta vorbim, asta nu trebuie amestecată cu mântuirea. Nu trebuie amestecată cu mântuirea. Și să face o arcea parcea la o evanghelizare și să zic, Hristos poate să facă un milion de lucruri. Dom'le, noi suntem de acord că poate să le facă, dar asta nu este Evanghelia. Nu este Evanghelia.
Evanghelia este că doar în Domnul Iisus Hristos avem rezolvată principala și de fapt unica problemă reală a vieților noastre. Că suntem păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Și când amesteci toate lucrurile acestea, amestecul ăsta te face să rezulți cu alte evanghelie. Spune lucrul ăsta astăzi și te hulește toată lumea. Ești un hater. Ți-i ciudă că i-au botezat 20 sau 10 sau 15 sau 40. Ți-i ciudă. Nu, domnule, mă doare că i-au auzit alte evanghelie. Pe cum, ce n-am vorbit despre Domnul Iisus Hristos? Da, ați vorbit despre un alt Hristos. Hristos ne va vindeca pe toți, ne va șterge lacrimile, ne va face bogați, ne va moșteni altă dată, nu acum. Va face lucrul ăsta, dar nu acum. Dar bineînțeles că a prezentat pe tavă un asemenea Hristos pare mult mai apetisant pentru sufletele carnale care nu vor să se pocăiască și nu vor să creadă. Câți din predicatori care botează câte 40-50 spun frontal, e un singur lucru pe care trebuie să-l faceți. Să vă întoarceți de la păcatul vostru. Să vă fie scârbă de voi și de păcatul vostru, să vă fie rușine de păcatele voastre, să vă regretați păcatele, să vă recunoașteți păcatele înaintea lui Hristos și să vă lăsați pentru totdeauna de ele. Și să vă încredeți numai în Hristos pentru mântuirea voastră. Biserica noastră nu vă poate face nimic. Eu nu vă pot face nimic. Botezul nu vă poate face nimic. Sabatul nu vă poate face nimic. Vorbirea în limbi nu vă poate face nimic. Stăruința nu vă poate face nimic. Numai Hristos. Sunteți niște cazuri imposibile de mântuit. Numai Hristos vă poate ajuta. Asta este Evanghelia. Asta este Evanghelia. Dacă nu predici Evanghelia, asta e la fel ca și cum te duce și l-ai strige pe ăla de gât și l-ai omoră. Este exact același lucru. Oamenii care predică alte Evanghelie sunt niște criminali a sufletelor oamenilor. Sunt niște criminali. Îi ucid mai repede. Și fac și să fie sigur că treaba e rezolvată. Unii zic, cum distingem noi, domnule, sunt atâtea versiuni de evanghelie false, cum distingem falsa evanghelie de adevărata evanghelie? Simplu, ce trebuie să distingi atâta? Noi când au adăugat la Hristos sau l-a schimbat pe Hristos ca mântuitor cu orice altceva, am încheiat discuția. Când omul nu este chemat la pocăință, la pocăință, clar, doar la pocăință, am încheiat discuția. Și cam astea sunt două elemente care se ratează astăzi foarte des. Totuși să fim atenți la o posibilă confuzie. Când vorbim despre solus Christus, mântuirea doar prin Hristos, nu spunem că nu sunt necesare anumite metode. De exemplu, este necesară predicarea Evangheliei, nu? Este necesară predicarea Evangheliei ca cineva să fie mântuit. Este necesară biserica care să-și facă treaba și misiunea. Este necesar ca noi credincioșii să-L mărturisim pe Hristos în fel și chip. Este necesar să ne rugăm, dar ce spunem noi și ce au spus și reformatorii este că aceste metode nu sunt fapte meritorii în sine. Eu predicând Evanghelia nu-i transmit eu lui ăla un har. Da? Numai Hristos îi dă har. Aia este doar o metodă, un mod de a-L prezenta pe Domnul Iisus Hristos. Da? Cu alte cuvinte, să prezentăm un caz extrem ca să înțelegem cât de simplă e mântuirea. Dacă n-ar fi biserică, dacă n-ar fi slujitori, dacă n-ar fi nimic. Și-ar pica din cer o Biblie cuiva în curte și-ar citi Biblia, Duhul Sfânt îl cercetează și-ar fi mântuit. N-ar fi nevoie de mijlocirea nimănui. Nici a bisericii, nici a preotului, nici nimic. A ajuns mesajul mântuirii la el, Duhul Sfânt l-a cercetat și a fost mântuit. Menționez întreagă câteva derapaje contemporane ale neocatolicilor evanghelici de astăzi. Una de care am amintit deja, pe care am amintit-o, mântuirea prin botez, sau cel puțin închei prima parte a mântuirii, primirea mântuirii prin botez. Doi, mântuirea prin biserică. Am spus, biserica are un rol important, biserica este trupul lui Hristos, dar biserica nu poate să administreze har. Ea nu-L deține pe Hristos. Ea nu poate să-L sechestreze pe Hristos. Și cineva să nu fie mântuit dacă nu aude pe internet sau dacă nu citește o broșură în care e prezentată Evanghelia. El poate fi mântuit. Poate fi mântuit, la propriu. Da? 3. Faptul că Hristos ne spală păcatele doar până la botez. O farsă Evangheliei care atacă suficiența Domnului Iisus Hristos. 4. Mântuirea care este o combinație de har și efort uman. Fiți atenți. Și catolicii spuneau, tu nu ești mântuit așa pur și simplu. Dumnezeu inițiază. Cum? Prin faptul că ești botezat și îți dă harul de a putea coopera după aceea cu El. El a inițiat. El te-a făcut puternic, da? El a activat în tine puterea de a colabora cu harul lui Dumnezeu. Tu faci puțin, El face puțin. Tu faci puțin, El face puțin. Dar El a început totul. Și asta auzi astăzi la mulți evanghelici. Tu faci puțin, Dumnezeu face mai mult chiar. Tu trebuie să... Numai trebuie să-și completați cu ce vreți dumneavoastră. Asta e neocatolicism. Catolicism în toată regula.
Asta spuneau catolicii. Catolicii nu spuneau că te mântuiești tu singur. Nici vorba, Hristos este mântuitorul. El îți dă har în botez și după aceea, puțin câte puțin, vă faceți fiecare partea și la urmă ești mântuit. Neocatolicism. Mântuirea care este o combinație de har și efort uman. De câte ori n-am auzit? De câte ori n-am auzit spus deschis lucrul acesta? Că Dumnezeu ne mântuiește prin har, dar, și când ai spus dar după har, n-ai rămas cu niciun har. Ai rămas numai cu eforturile și străduințele tale umane, da? Unii spun că în noi a rămas, am discutat, vorbesc numai de neocatolici, da? Evanghelici. Am discutat cu unii și cineva îmi spunea la un moment dat, Doamne, Dumnezeu a lăsat în noi ceva dumnezeiesc, oricât de depravați am fi. A rămas ceva bun în noi care poate răspunde harul lui Dumnezeu. Eu nu m-am apucat funia. Nu m-am apucat colacul de salvare, dar am putut măcar să ridic mâna și să prind colacul. Am putut măcar să prind funia. Măcar am vrut să fac lucrul ăsta. Da? A rămas o scânteie dumnezeiască în mine. Alții, ca să pară mai evanghelici, spun că nu, domnule, n-a rămas. Suntem abilitați prin iluminarea Evangheliei ca noi să răspundem de bunăvoie sau să nu răspundem. Da? Iar alții spun că, și lucrul acesta a devenit, destul de la modă, să spui că, de exemplu, cei care n-au de Domnul Iisus Hristos și cineva ar putea să întrebe, dar de ce ne preocupăm de ei? Ne preocupăm de ei pentru că sunt vreo 2,5 miliarde sau 2,2 miliarde de oameni în lumea asta care n-au auzit nimic de Hristos. Și ei ca cumva să-i facă dreptate lui Dumnezeu. Cum să lase Dumnezeu 2 miliarde de oameni fără să audă de Hristos? Cu siguranță există o altă metodă a mântuirii. Fără cunoașterea și credința în Hristos. Cum zic ei? Păi Romani 1 și Romani capitolul 2, unde spune că Dumnezeu ne-a lăsat o lege a conștiinței, conștiința ne învinovățește sau ne dezvinovățește în funcție de binele sau rău pe care îl facem, și că în creație sunt descoperite atributele lui Dumnezeu. Și cineva dacă se uită la creație spune, uite ce copac maestos, imaginează cât de mare ar fi Dumnezeu, uite ce soare extraordinar, imaginează-ți cum este Dumnezeul soarelui, sau poate soarele e Dumnezeu. Și are o reverență pentru soare, că îl vede în fiecare zi, că îl luminează, că îi dă căldură, din cauza căldurii are mâncare, plante și așa mai departe. Și are așa o reverență lăuntrică, destul de pioasă față de Dumnezeu și Dumnezeu vede că el a răspuns harului general din creația lui Dumnezeu și Dumnezeu îl mântuiește. Sunt pastori baptiști care s-au trezit să spună lucrul ăsta public pe Facebook. Știți care e problema? Că n-au spus toți care cred lucrul ăsta pe Facebook. Acum unii au reacționat, da? Și președintele cultului baptist, nu cultului nostru baptist, că noi nu suntem în cultul baptist, președintele cultului baptist spune, o să discutăm cu fratele și o să clarificăm ce anume crede fratele. Nu, fratele putea în comentariul ăla, președintele cultului baptist pe Facebook, să spună deschis, domnule, să fie foarte clar. Perspectiva cultului baptist este că nu există mântuire decât prin credința în Domnul Iisus. E complicat să spui așa? Nu vom discuta, vom clarifica. Ce să clarifici, domnule? Acum te-ai apucat de scris? Clarific acum. Clarific acum. Iar toți pastorii baptiști care au Facebook sau care au conturi de Facebook și scriu articole pe Facebook și vor să răspândească Evanghelia și pe calea asta, bravo lor, puteau să spună, bă, frăție, trezirea, scoate rapid articolul sau du-te la plimbare, mută în altă ogradă. Noi nu credem așa ceva. Concepția baptistă cu privire la mântuire este că putem fi mântuiți doar prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și cei care au spus că vor clarifica, de fapt au creat o mare confuzie acolo. O bulă mare de confuzie, nimeni nu dă comunicate. Dom'le, când vor dau comunicate, când nu vor nu dau comunicate. Să dea un comunicat, dom'le, auzi ce comunicat am ajuns să avem nevoie în 2017. Că suntem mântuiți solus Christus, numai prin credința în Domnul Iisus. Trebuie să dai un comunicat astăzi, că nu mai știu nici măcar lucrul ăsta. Te miri că oamenii aceștia n-au niciun zel evanghelistic? Păi dacă poți să fii mântuit și fără să-L cunoască pe Hristos, poate e mai bine așa. Că dacă îi spui Evanghelia și frontal că trebuie să pocăiască, e aproape sigur că va refuza. Numai unii o să fii mântuiți. Așa mai bine nu îi spui și el cu reverența lui așa, poate prin Maica Domnului, prin ceva icoane, într-un fel el vede pe Dumnezeu, are așa o reverență, are o pioșenie lăuntrică, o evlavie și Dumnezeu îl mântuiește. Ce se mai bate în capul? Poate bine ar fi să ne ascundem, să n-audă nimeni de noi. Dacă vine cineva și bate la ușă, liniște, să nu intre nimeni aici. Să trezească că îl învinovățim și omul se duce acasă nemântuit și ar fi fost mântuit dacă n-auzea Evanghelia, da? Ajungem la niște aberații. Mântuirea, a menționat și aspectul acesta, mântuirea mijlocită într-un fel de slujitori, de evangheliști, de păstori. Noi, într-un fel, mediem lucrul ăsta prin faptul că predicăm Evanghelia. Dar asta nu e o faptă meritorie și noi nu mijlocim autoritativ și eficace dând har oamenilor cărora le predicăm.
Noi doar trimite mai departe mesajul Evangheliei. Duhul Sfânt este acela care aduce mântuire și aplică mântuirea aceasta. În puține minute în care ne-au rămas, aș vrea să arăt cum Scriptura arată că mântuirea de la început și până la sfârșit este în persoana Domnului Iisus Hristos. Am putea sumariza mântuirea, procesul acesta mântuire în câteva faze. Este mântuirea plănuită din veșnicie, da? Când s-a făcut planul mântuirii noastre. Este momentul în care Iisus a procurat mântuirea noastră la crucea de la Golgota. Este momentul în care noi primim mântuirea. Este mântuirea purtată de noi prin puterea lui Dumnezeu sau păstrarea mântuirii sau perseverența mântuirii și în final proslăvirea. Acestea sunt 5 faze, din veșnicie în veșnicie. Hai să vedem în fiecare fază care e rolul Domnului Iisus. Ne uităm în primul rând la planul mântuirii din veșnicie. Spune 2 Timotei 1:9, toate fazele acestea am putea să le găsim în cartea Efeseni, de exemplu. Dar voi lua și alte pasaje. 2 Timotei 1:9. El ne-a mântuit, da? În timp și spațiu și ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos înainte de veșnicii. Deci mântuirea, planul mântuirii începe înainte de veșnicii în cine? În Hristos. Numai Hristos, solus Christus în veșnicie. Ăsta e planul mântuirii noastre. Planul mântuirii noastre. Mai spune Scriptura, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este hotărârea veșnică a lui Dumnezeu să fim mântuiți prin Hristos. Procurarea mântuirii, a doua fază, procurarea mântuirii noastre la cruce. Uitați ce spune Scriptura. La cruce Domnul Iisus Hristos a realizat tot ce înseamnă mântuirea noastră. De exemplu, împăcarea noastră. Spune Scriptura, Efeseni 2:16, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia. A împăcat pe cei doi, neamurile și evreii, cu Dumnezeu prin cruce. Nu doar împăcarea, iertarea păcatelor. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor. Te și miri astăzi că oamenii nu pot să înțeleagă o expresie atât de simplă. Iertarea păcatelor. Nu împarte păcatele până la botez, păcatele până în necazul cel mare, păcatele de moarte, păcatele mortale, păcatele în judecare. Eliberarea de sub blestemul legii, tot la cruce. În trupul lui, Efeseni 2:15, a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Intrarea noastră la Tatăl, Efeseni 2:18, căci prin el, prin Hristos, și unii și alții avem intrarea la Tatăl într-un duh. Sau Efeseni 3:12, în el, prin Hristos, da? Prin credința în el avem slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Deci planul mântuirii, procurarea mântuirii numai prin Hristos. Haideți să vedem primirea mântuirii. Aici e problema. Aici e problema. Măcar să vrei, frate Ciprian, măcar să vrei. Întinde mâna măcar. Măcar să vrei. Nici să nu întinzi mâna, numai să vrei. Și Dumnezeu vrede dorința din tine și răspunde dorinței din tine. Măcar ai vrut. Măcar am vrut, Domnule, nu? Ia ce spune Scriptura. Dar de fapt trebuie să-mi spuneți dumneavoastră, cum trebuie să fie un om mântuit? Cum primește un om mântuirea? Subiectiv vorbind, din perspectiva mea ca om, ce mi se cere? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Care e răspunsul tău când cineva te întreabă ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Fraților, ce să fac ca să fiu mântuit? Răspunsul? Credința și? Pocăința, e simplu. Crede în Domnul Iisus și pocăiește-te din păcatele tale. Asta ți se cere, asta e porunca. Da? Dar uite ce spune Scriptura. 1 Timotei 1:14. Și harul Domnului nostru s-a mulțit peste... Îmi place expresia. Harul Domnului s-a mulțit peste măsură de mult. Împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. Harul Domnului s-a mulțit cu credința. Credința vine din harul lui Dumnezeu, din harul Domnului Iisus. Sau Efeseni 6:23. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. De unde vine credința? Din harul Domnului Iisus, de la Domnul Iisus. 1 Petru 1:21. Prin El sunteți credincioși în Dumnezeu care l-a înviat din El. Am primit credința de la El, suntem credincioși prin El. 2 Petru 1:1. Către cei ce au căpătat sau au primit
o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fapte 5:31. Ia uzi ce zice. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel, nu zice, ca să dea iertarea păcatelor, pocăința de la tine, iertarea păcatelor de la Dumnezeu, nu? Tu te apropii puțin de Dumnezeu, nu mult, numai te pocăiești. Te apropii puțin de Dumnezeu și Dumnezeu îți dă iertarea păcatelor. Biblia nu spune așa. L-a făcut pe Iisus Domn ca să dea lui Israel și pocăința și iertarea păcatelor. Și ceea ce eu trebuie să fac îmi este dat prin Iisus și ceea ce numai El putea să facă, iertarea păcatelor, tot de la Domnul Iisus Hristos. Biblia arată foarte clar. Și credința și pocăința sunt două haruri procurate de Iisus la cruce. Deci primirea mântuirii, care este prin pocăință și credință, primirea mântuirii este un act lucrat de Hristos în noi. De Hristos în noi. Da? Acest lucru se întâmplă fiindcă noi suntem uniți cu Hristos. Efeseni 1:4. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Cine te-a pus pe tine împreună cu Hristos? Dumnezeu te-a pus împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună. De trei ori spune, împreună, 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 în relație cu Domnul Iisus Hristos. Credința și pocăința sunt de la Dumnezeu. Unirea cu Hristos este de la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Nașterea din nou este de la Hristos, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Sau spune, în El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos. Știți că este o promisiune în Vechiul Testament, vă voi tăia inima împrejur, numai carnea, inima împrejur, nașterea din nou, schimbarea inimii noastre. Am fost tăiați împrejur cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre prământești, fiind îngroprați, iau zis limbajul iarăși, unirii cu Hristos, împreună cu El prin botez, înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Avem eliberarea de păcat, asta tot se întâmplă în momentul convertirii noastre, a nașterii din nou. Romani 8:2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. În Hristos am fost izbăvit de legea păcatului și a morții. Primim Duhul Sfânt prin Hristos, nu prin stăruință. El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care L-a vărsat, auziți, Duhul Sfânt pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De asta ai primit Duhul Sfânt, că Iisus a murit pentru tine. Și a câștigat să primești Duhul Sfânt. A câștigat pentru tine prezența Duhului Sfânt în viața ta. Îndreptățirea noastră, tot de la Hristos, Romani 3:24-25. Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Da? Primirea mântuirii. Deci planul mântuirii în Hristos. Procurarea mântuirii la cruce în Hristos. Primirea mântuirii cu tot ce înseamnă ea. Pocăință, credință, naștere din nou, primirea Duhului Sfânt, îndreptățirea noastră, împăcarea cu Dumnezeu. Totul este în Hristos. Asta ne arată Sfânta Scriptură. Păstrarea și perseverența mântuirii. Ia auziți ce spune Scriptura. Efeseni 2:10. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune. Fiindcă sunt în Hristos Iisus, pot să fac fapte bune. Nu sunt în Hristos Iisus, nu fac fapte bune, nu sunt contabilizate de Dumnezeu. Trăirea nouă, nu doar faptele bune, trăirea nouă este în Hristos. Acum dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Trăirea nouă este împreună cu Hristos. Viața din Hristos îmi este dată mie, viața nouă a lui Hristos mi este dată mie ca eu să o trăiesc. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Da? Trăirea nouă, faptele bune. Și auziți, Petru este mai comprehensiv, mai larg. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Scuze-te acum, balcanicule, tânguiește-te. Nu, nu pot, nu mi-ai dat. Bajocorești pe Dumnezeu. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Cum? Prin cunoașterea Celui care ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Prin Domnul Iisus Hristos ne-a dat tot. Tot ce privește viața și evlavia, toate faptele bune pregătite mai dinainte de Dumnezeu, trăirea nouă nu este dată pe El, toate lucrurile necesare perseverării noastre sunt date prin Hristos. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său pentru noi toți. Cum nu ne va da
fără plată, împreună cu El, toate lucrurile. Nu toți banii de care ai nevoie, nu casa pe care o vrei, nu mașina pe care o vrei, nu sănătatea după care tânjești, nu frumusețea pe care o vrei, nu popularitatea pe care o vrei, nu poziția în societate pe care o vrei, ne va da toate lucrurile necesare pentru perseverența noastră. Pentru asta a murit Hristos. Tot ne va da. Ce din perseverență îți trebuie? Totul e câștigat de Hristos. Tot! Romani 8:34. Mijlocirea Lui. Am să fac o afirmație, poate care vi se pare ciudată prima dată, poate eretică. Moartea Domnului Iisus Hristos nu a fost suficientă pentru noi. Domnul a trebuit să învieze, a trebuit să se înalțe, a trebuit să primească făgăduința Tatălui, să trimită Duhul Sfânt. Și până la finalul veacurilor, când El va încheia istoria, El va mijloci pentru noi. Altfel, dacă ar fi să nu vorbim despre mijlocirea Domnului Iisus Hristos, cum ai primi mântuirea, ți-ai și pierde-o. Așa s-ar întâmpla. El mijlocește pentru noi. Auziți cum leagă? A murit, a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește. El vede lucrarea Domnului Iisus Hristos continuându-se pentru totdeauna, până când Dumnezeu va hotărâi să încheie istoria. Moartea Domnului Iisus, învierea Domnului Iisus și mijlocirea Domnului Iisus Hristos sunt parte din procesul mântuirii noastre. De asta suntem în har astăzi, datorită lui Hristos. Nu doar datorită a ceea ce a făcut, ci datorită a ceea ce El face acum pentru noi. Este ceva ce depășește capacitatea noastră de a înțelege. Păstrarea noastră în har este în El. Nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Nimic nu te poate despărți datorită lui Hristos. Datorită lui Hristos. Slujirea pe care noi o facem este datorită lui Hristos. Face parte din perseverența noastră. V-aș putea citi zeci de versete, dar nu ne permite timpul. 1 Petru 2:4. Apropiați-vă de El, de Hristos, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi ca niște pietre vii, El e piatră vie, noi suntem pietre vii. Sunteți zidiți, da? Se face asupra noastră lucrarea asta. Suntem zidiți de El ca să fim o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Cum poate să fie? Știți dilema, nu? În tot ce facem este păcat. În tot ce facem este păcat. Cum poate Dumnezeu să primească ce am făcut noi? Predică care nu-i perfectă, rugăciune care nu-i perfectă, închinare, cântare care nu-i perfectă. Cum poate Dumnezeu să primească? Auzi ce spune aici. Jertfe, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu și cheia. Prin Iisus Hristos, de aia ați plăcute. Că facem lucrul ăsta ca trupa Domnului Iisus Hristos, pentru care Hristos a murit, pentru care Hristos a trimis Duhul Sfânt, pentru care El mijlocește. Și în final, ultima fază a mântuirii, da? Nu doar planul mântuirii, procurarea mântuirii, primirea mântuirii, perseverarea mântuirii, sunt în Hristos, ci și proslăvirea mântuirii noastre. Ia auziți ce spune Scriptura. Efeseni 1:6. El ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Ați încercat vreodată să procesați aspectul ăsta că sunteți în locurile cerești? Deci pe aia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Atât e de sigură mântuirea noastră, din perspectiva lui Dumnezeu. Când zic, da, e perspectiva lui Dumnezeu, da, dar ne-a revelat o nouă perspectivă aia. Ne-a scris o nouă. Dumnezeu nu are nevoie să-și aducă El aminte de ce perspectivă are El. Nu fim absurzi, blasfemiatori. Ne-a scris o nouă în Biblie, la niște oameni păcătoși, limitați, dar răscumpărați de El. Ca să ne mângâiem unii pe alții cu cuvintele acestea. Auziți de ce? Ca să ne-a pus împreună în locurile cerești în Hristos Iisus ca să arate în veacurile viitoare sau să arate în veșnicie. Ce o să vadă în veșnicie, Domnule, dacă noi suntem în Hristos Iisus? Ce credeți că o să vadă? Deci eu sunt în Hristos Iisus, toți suntem în Hristos Iisus. Ce o să vadă o veșnicie întreagă? Evident că nu să ne vedem noi. E absurd să spui că o să ne vedem noi. E o nebunie, e o blasfemie. Dacă suntem în Hristos Iisus, va arăta în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Asta va vedea toată veșnicia. Hristos. Efeseni 1:11. În El am fost făcuți moștenitori, moștenire la final, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea Celui care face toate după sfatul voii sale. Romani 5:21. După cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa
Harul să stăpânească din neprihănirea ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos. Romani 8:17. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Cu Hristos suntem moștenitori. Cu Hristos suntem moștenitori. Ioan 17:24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea. Auzi ce vrea Hristos pentru veșnicie. Ca să vedem slava Lui. Slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Coloseni 3:3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, ce frumos! Când se va arăta Hristos, viața voastră. Se va arăta Hristos, viața voastră. El e viața noastră. Noi mai avem o viața noastră. E viața mea, frate! Nu e viața ta, tu nu mai e viața ta. Hristos este viața ta. Și vorbim despre proslăvirea mântuirii. Când se va arăta viața ta, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De ce? Pentru că El e viața noastră. De aia ne arătăm. Din niciun alt motiv. 1 Tesaloniceni 1:10. Și asta e așteptarea, nădejdea noastră. Să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. E bine să medităm la ceea ce va veni peste lumea aceasta ca să înțelegem ce nu va veni peste noi și să-ți dăm glorie lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 4:16, ultimul verset. Căci însuși Domnul, cum strigă, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Prioritate! Cei care sunt al lui Hristos. Da? Prin versete simple pe care le puteți găsi în toată Scriptura și multe alte zeci de versete, veți vedea că toată lucrarea mântuirii din veșnicie până în veșnicie, că asta e lucrarea mântuirii, este în persoana Domnului Iisus Hristos. Este solus, numai prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cred că chemarea principală a lui Dumnezeu pentru noi ca biserică este să luptăm, să păstrăm exclusivitatea și suficiența persoanei Domnului Iisus Hristos să mântuie. Veți vedea, și neocatolicii, și catolicii, și ortodoxi, și oricine, nu vor spune că Iisus nu este necesar pentru mântuire. Nu vor zice. Catolicii n-au zis nici pe vremea reformatorului, Iisus nu este necesar. Nimeni nu va spune asta. Nici apostații din Galatea nu spuneau Iisus nu este necesar. Nu? Și totuși Pavel spune să fie anatema. De ce? Pentru că ei adăugau. Nu este Hristos, nu este suficient. Hristos nu este suficient. Iar astăzi avem oameni să vorbească nu doar despre faptul că Hristos n-ar fi suficient. Unii cred asta. Ci că poți să fii mântuit cumva chiar și fără El. Fără să-L cunoști. Da? Deși Scriptura spune foarte clar, Ioan 3:36, cine nu crede în El, rămâne. Cine nu a crezut, rămâne. Mânia lui Dumnezeu era peste El și rămâne peste El. Că nu există mântuirea parte de cunoașterea și credința în Domnul Iisus Hristos. Amin.